Vreau să abordez niște chestiuni care cred eu că sunt de mare interes și, bineînțeles, să răspund la toate întrebările pe care eventual dumneavoastră le aveți, pentru că sunt sigur și la dumneavoastră ajung foarte multe probleme din partea cetățenilor, aflați foarte multe lucruri și este foarte bine când, nu știu, ne aduceți la cunoștință, ne întrebați anumite lucruri, pentru că eu întotdeauna am crezut că totul trebuie să fie făcut cât mai transparent, pentru că în momentul în care lucrurile sunt transparente, apar și mai puține discuții și cred că rolul tuturor celor care ocupă o poziție mai mică sau mai mare în aparatul de stat este să facă în așa fel încât discuțiile despre posibile lucruri care să nu fie în regulă să nu existe. Eu cred în treaba asta și întotdeauna am acționat în felul acesta. Prima problemă pe care vreau să o discutăm împreună până la urmă este problema personalului care lucrează la SNI. Știm cu toții, de aproximativ 3 săptămâni m-am implicat personal în această chestiune. Am considerat oricum că este o chestiune mult întârziată de către cei care trebuiau să reglementeze, hai să nu zicem acest transfer, pentru că am înțeles că din punct de vedere juridic un astfel de transfer al unui angajat de la o societate la alta în momentul de față, cel puțin în domeniul mineritului, este destul de greu de realizat. Însă am considerat că cei 351 de oameni care lucrează în cadrul SNIM, fie la suprafață, fie în subteran, trebuie să aibă o previziune corectă asupra activităților și asupra a ceea ce vor face peste câteva luni de zile de la 1 ianuarie. Activitatea de producție, activitatea de subteran încetează în 2 luni și jumătate la 1 ianuarie și sunt foarte multe persoane care ar fi rămas pur și simplu în aer. În ce sens? Nu există în momentul de față o altă ordonanță care să înlocuiască ordonanța 36 ca dânsii să intre în niște venituri de completare și în cele 22 de luni de zile în care să fie asimilată perioada cu grupa întâi de muncă și ei să facă 45 de ani și să iasă în pensie, plus că sunt alții care în momentul de față au 40-41 de ani, deci n-au cum să facă 45 de ani, vă dați seama, în 2 luni de zile pentru a putea să iasă la pensie și de asemenea sunt alții care nu au ani de subteran. O primă problemă a fost rezolvată în momentul în care s-a trecut la 15 ani stagiu de cotizare pentru cei care lucrează în exploatările minere, pentru cei care cunosc această lege, pe care cred că dumneavoastră cei din mass media ați botezat-o legea Rezmeriță. Să știți că și-au depus deja mulți oameni dosarele. Încă o dată le spun să-și depună dosarele fără niciun fel de problemă, pentru că pensiile lor vor fi calculate. Există în momentul de față o teamă a oamenilor, să știți, chiar oameni foarte apropiați îmi spun, că această lege nu va intra în vigoare. Eu vă spun să nu vă faceți niciun fel de problemă, să vă depuneți dosarele, pentru că aceste pensii, chiar dacă puțin întârziate, pentru că deja s-a intrat într-o perioadă de întârziere, au trecut 45 de zile din momentul în care primul dosar a fost depus și nu a fost calculat. Deci nu a fost omul scos la pensie, dar nu există niciun impediment. Cred că, din nou, problemele astea cu softurile și cu nu știu ce împiedică calculul acestor pensii. Eu cred că în perioada următoare se va rezolva și această problemă. Însă să trecem la subiectul principal, vreau să vă spun că pe listele din momentul de față de la SNIM s-au înscris 925 de persoane, cum am precizat eu în urmă cu vreo 2 zile, s-au făcut 135 de persoane, s-au mai înscris 10 oameni, ceea ce eu cred că este în regulă. Vreau să vă spun că în acest moment în care țin conferința de presă la Consiliu, la CEH, la Complex, are loc un Consiliu de Administrație care va aproba angajarea primelor persoane în jur de 50, am înțeles, 50, poate chiar 60, de la SNIM, care să fie preluate. Vreau să vă spun că am discutat, am fost acolo, nu vă ascund acest lucru, am vorbit cu cei din Consiliul de Administrație, cu domnul director general, cu cei de la sindicate și mi-au spus că într-o primă fază din cei 135 vor lua, v-am spus, 50, poate 60, o să avem informație exactă, sper de la ei, sper să comunice și dânsii, măcar treburile astea să fie mai transparenți. Selecția o vor face cei de la Complexul Energetic Hunedoara împreună cu sindicatele. Am înțeles, dar nu mă pune să vă spun mai multe pentru că nu știu, că vor transfera în principal muncitori, oameni care lucrează în front pentru că au mare nevoie de ei. Deci, avem și o listă cumva? Sau? Da, avem și o listă. Se pare că totuși sunt ceva neregulă. Avem și o listă. Eu am venit și cu listă pregătită la mine. Am citit în presă faptul că există anumite suspiciuni. Eu, mie îmi place să trăiesc, v-am spus, într-o chestiune în care să nu fie niciun fel de discuție și vreau să vă spun că am listele cu cei care s-au înscris pentru a fi transferați sau a fi angajați la Complex Energetic Hunedoara de la Paroșeni și de la Uricani.
pentru a face demersurile și mai simple și pentru, eu am un singur exemplar în momentul de față, în aproximativ 5 minute fiecare dintre dumneavoastră veți avea aceste liste pe mail. Deci fără niciun fel de problemă, ele trebuie să fie transparente. Eu le-am scos pentru a le avea la mine, tocmai pentru că am citit în presă de anumite suspiciuni și anumite discuții și am spus că cel puțin din punctul meu de vedere nu au de ce să fie suspiciuni, discuții sau ceva de genul ăsta. Am venit cu ele la mine și le veți avea pe mail în aproximativ 5 minute din acest moment. Le puteți analiza și chiar vă rog, ca dacă astăzi se aprobă 50-60 de posturi, să verificați și dumneavoastră cei din mass media ca cei 50-60 să fie exact de pe aceste liste, pentru că nu pot să apară de altundeva, este foarte clar. Trebuie să se producă treaba foarte, foarte corect. Am găsit deschidere la Consiliul de Administrație de data aceasta. Am găsit oameni buni acolo, oameni care au lucrat. Chiar și un fost primar, pe domnul Mareș de la Giurgiu, care a venit foarte, foarte fericit în întâmpinarea acestor probleme pe care le-am ridicat în această dimineață. Vreau să vă spun că eu nu consider că problema angajaților de la SNIM este rezolvată în momentul de față, ci este rezolvată numai parțial. De asemenea, vreau să vă spun, ca să știți, au existat și piedici care mi-au fost puse, probabil, nu știu, tot din dorința de a face rău, nu știu dacă neapărat mie sau partidului pe care îl reprezint. S-a spus, domnule, dacă tot s-a băgat rezmeriță în treaba asta, să încercăm să-l obstrucționăm, pentru că dacă, vezi, doamne, îl obstrucționăm pe el, probabil obstrucționăm PSD-ul, nu știu, și intenția de vot în perioada următoare. Eu vreau să vă spun că am reușit să înving aceste piedici și să știți că eu nu cred că făcându-mi rău mie în această activitate faci neapărat rău, nu știu, unui partid sau unei persoane. S-a dorit din nou din partea celor din alte partide politice să se facă rău la 135 de familii prin faptul că s-a încercat, și o spun cu toată responsabilitatea, să se blocheze această chestiune, considerând, vezi, doamne, politic să nu reușească rezmeriță și de data aceasta să-și ducă la bun împlinire dorința, nu a mea până la urmă, ci a oamenilor. Pentru că știți foarte bine, în urmă cu 3 săptămâni, nu prea țin minte să fie avut nimeni curaj să se ducă și pe la Paroșeni și pe la Urican să discute direct cu oamenii și să le spună exact adevărul. Am preluat această problemă, spre bucuria mea este aproape rezolvată și eu cred că este un lucru foarte bun. Dacă discutăm de SNIM, trebuie să discutăm și de, și trecem la subiectul următor, să discutăm și de persoanele care sunt la suprafață. Pentru că noi cei care suntem aici nu lucrăm în industria mineră și poate că nu știm atât de bine structura personalului de acolo. Există personal de suprafață și la SNIM, cum există personal de suprafață și la Complex Energetic Hunedoara. De asemenea, mai există oameni care lucrează cu cărți de muncă în toate domeniile, inclusiv dumneavoastră în presă. La primării, profesori, personal sanitar, mediu privat, deci sunt foarte mulți angajați în mediul privat. Am depus în data de 16 septembrie o nouă inițiativă legislativă. Vedeți acum dacă am ieșit din treaba asta cu personalul SNIM, care iarăși părea o misiune din asta greu de realizat și am realizat-o, am zis să dau drumul la alte chestiune care, vă spun de la început, va părea foarte, foarte greu de realizat și pentru care, vă spun de acum, voi avea foarte multe piedici puse în toate mediile. Deci există oameni care lucrează în mediul privat, în mediul la stat, peste tot. Există o lege în momentul de față care spune că oameni care au locuit 30 de ani în anumite localități, Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Slatina, Turnu Măgurele, Râmnicu, Vâlcea, pot să iasă la pensie cu 2 ani mai devreme dacă au locuit 30 de ani, cel puțin 30 de ani în aceste zone. Vreau să vă spun că pe data de 16 septembrie, o să o aveți și asta pe mail tot în aproximativ 5 minute, am depus o nouă inițiativă legislativă pe care mi-am permis să o semnez doar eu singur, ca să nu mai existe niciun fel de interpretare cine e inițiator, cum e inițiator, ce se întâmplă, cine ajută, cine încurcă. Mi-am asumat-o pe cont propriu, am spus că dacă reușim, o să fie o reușită a Văijiului, dacă va fi o nereușită, o să mi-o asum eu, ca să nu mai aibă alți colegi probleme că nu reușesc să facă anumite chestiuni. În care nu o să vă citesc tot, o să aveți pe mail, spun că persoanele care locuiesc și la Petroșani, Vulcan, Lupeni, Petrila, Aninoasa și Uricani sau pe o rază de 8 km în jurul acestor localități să beneficieze de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare. Deci, practic, doresc să introduc cele 6 localități între localitățile în care, atenție, toți angajații de la stat
sau de la privat să se poată pensiona mai repede cu 2 ani de zile. V-am spus, această lege se aplică în câteva localități deja în România. Să știți că lege zice că această poluare este din cauza extracției, preparării și arderei cărbunelui sau șisturilor bituminoase, a extracției și prelucrării minereului feroase, neferoase și așa mai departe. E, permiteți-mi să vă zic ceea ce am zis și la minister în momentul de față, că dacă este o lege care prevede ceva pentru zonele în care am extracție, preparare și ardere a cărbunelui, nu pot să scot Valea Jiului din această discuție, pentru că eu nu cred că există zonă în România în care să se extragă, să se prelucreze și să se ardă cărbune mai mult, mai intens și de o durată mai lungă decât se face în Valea Jiului. Acum, ce... acum nu mai există așa de mare, în anii 80, sigur, sunt oameni care mai lucrează. În lege zice foarte clar, și nu pot să vă răspund la toate întrebările, în lege zice foarte clar, persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani, deci pe mine mă interesează din trecut, adică nu de acum încolo să se împlinească 30 de ani, nu știu, pentru un om tânăr. Sunt oameni care poate că au 60 de ani în momentul de față, nu știu, este femeie de servici la școala de peste drum de ei, să zicem, și în loc să iasă la 62, dacă această lege reușim să o promovăm, să o promulgăm și să o publicăm în Monitor Oficial, poate să iasă cu 2 ani mai devreme, pentru că dânsa deja locuiește de minim 30 de ani în această, în această zonă. Eu vreau să vă spun că încă nu am primit punct de vedere de la guvern pe această lege. Nu vă ascund faptul că înainte de a iniția această lege am vorbit cu actualul ministru al Muncii, domnul Budăi, cu cei din comisiile de muncă de la Senat și de la Cameră, cărora li s-a părut o inițiativă de foarte mult bun simț, și chiar m-au asigurat de sprijinul Guvernului și sprijinul Comisiilor de Muncă din cele două camere. Treaba respectivă s-a întâmplat la mijlocul lunii septembrie, când am depus-o. În momentul de față suntem la mijlocul lunii octombrie. S-a schimbat și luna, dar s-au schimbat fundamental și condițiile astea politice care există în momentul de față. Avem un guvern demis, nu știu dacă e bine, dacă e rău, este demis prin moțiune de cenzură. Eu sper ca nou guvern care vine și care trebuie să vină, că nu o să stăm într-un interimat, să vină să-mi dea un punct de vedere corect, adică favorabil, și să susțină proiectul de lege respectiv. În momentul de față, guvernul fiind demis prin moțiune de cenzură, neexistând ministru pentru relația cu Parlamentul, nu poate să-mi dea punct de vedere. Adică punctul de vedere favorabil pe care guvernul Dăncilă dorea să îl dea pe acest proiect de lege. Eu sper și o să apelez și la dumneavoastră, la mass media, o să apelez la populația din Valea Jiului, dacă este necesar, să strângem semnături, să ne adunăm în toate localitățile pentru a explica guvernului, indiferent care va fi el, pentru că am înțeles, nu știu, e posibil să continuăm, nu știu, poate chiar cu guvern PSD, cu guvernul SR, cu domnul Orban, cine o fi, să susțină astfel de proiecte, pentru că sunt proiecte foarte, foarte bune. Eu cred că e bine să se întâmple acest lucru. Mai există un proiect, că trebuie să vă spun și poate că unii dintre dumneavoastră știți. Mai există un proiect care prevede ca și Valea Jiului și alte localități din județul Hunedoara să beneficieze de această chestiune. Însă proiectul respectiv al unei colegi de ale mele, eu vorbesc frumos de toți colegii, indiferent de partide, de așa, este blocat de vreo 3 luni de zi, de vreo 3 ani de zile, de la începutul mandatului, și văd că nu există acolo forța necesară pentru a promova un astfel de proiect de lege. Văzând acest lucru, eu reprezint tot județul Hunedoara, dar locuind în Valea Jiului și cunoscând problemele foarte bine, mai ales din Valea Jiului, am decis să inițiez acest proiect de lege în care să introduc localitățile din Valea Jiului. Pentru că permiteți-mi să vă spun, dacă e nevoie să vorbim de extracție, preparare, arderea cărbunelui în ultimii 30 de ani, nu pot să vorbesc altceva decât despre Valea Jiului. Eu sper să am succes și aici, pare o misiune imposibilă, vă zic în momentul de față, dar poate cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul mass media, cu ajutorul cetățenilor din Valea Jiului, pe care o să-i chem alături de mine să mă susțină la această inițiativă, poate că vom reuși să rezolvăm această problemă. Foarte important este că o astfel de problemă, pe lângă faptul că, v-am spus, afectează mult pozitiv toți angajații, îmi ajută și cei 715 angajați din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, care lucrează la suprafață, femei în principal, care nu prea îndeplinesc condiții de pensionare în condițiile în care complexul se îndreaptă într-o direcție clară de restrângere a activității. Și atunci eu cred că acest proiect are rol dublu și de a-mi ajuta angajații care lucrează la suprafață din minerit, dar este primul proiect care se referă practic la întreaga populație activă a Văii Jiului. După ce am reușit să promovez legea 155, care calculează pensiile minerilor acum,
și legea 221, care recalculează pensiile 1990-2010, care a afectat vreo 15.000 de oameni. Deci au fost două inițiative care s-au regăsit în buzunarul, să zic practic, a peste 15.000 de oameni. Iată că această inițiativă poate să afecteze în mod pozitiv pe toată lumea. Prin intermediul dumneavoastră, apelez și la forțele politice, la toate forțele politice, pentru că ați văzut că e la mod acum să faci pact de nu știu cum, să faci nu știu ce, să ceri nu știu cum. Apelez la toată lumea, la parlamentarii din județul Hunedoara de toate culorile politice, la partidele, nu știu, de exemplu, USR nu are parlamentar al județului Hunedoara, dar au reprezentanți la București în Parlament, să sprijine această inițiativă, pentru că nu este nici pentru mine, neapărat nici pentru altcineva, ci este pentru toată populația din Valea Jiului. Mulțumesc mult pentru asta. Trec la următorul punct și ultimul. S-a discutat în această săptămână faptul că guvernul a alocat niște bani. Și acum nu știu părerea dumneavoastră a fiecăruia, dar eu zic că e bine când cineva alocă bani. Nu știu. Cine, cum, este foarte bine. Am auzit foarte multe discuții. Eu vreau să vă prezint doar la nivel de municipii și orașe banii care au fost alocați. Bineînțeles că în același timp rezonabil de 5 minute toate redacțiile vor avea toți banii care s-au alocat în județul Hunedoara. Ca să știe lumea exact ce s-a întâmplat, să nu avem discuții. Că a luat nu știu care, că n-a luat nu știu care. Banii sunt pentru însoțitor, persoane cu dizabilități, funcționare, plus bani la dispoziția primarilor, depinde fiecare cum au cerut. Și vă spun pe județul Hunedoara. Dar o să aveți datele. Deva, țineți-vă bine, 95 de miliarde de lei. Primar PNL. Hunedoara, 20 de miliarde. Lupeni, 28 de miliarde. Orăștie, 25 de miliarde. Petroșani, 35 de miliarde. Vulcan, 12 miliarde. Deci v-am dat doar la nivel de municipii și de orașe, sumele care s-au alocat. Eu cred că este o alocare, dacă ar fi să fiu așa super, super, cum să spun eu, să țin numai, sau să vorbească numai politica din mine. Cred că unele localități care sunt mai bogate au primit destul de mult și iară m-am supărat puțin. Am zis, domnule, iară cineva de la alte partide primește cât toți ceilalți de la PSD. Dar e bine că au primit, pentru că există oameni care au nevoie, însoțitor, persoane cu handicap. Persoane cu handicap și la Deva, și la Petroșani, și la Vulcan, și peste tot. Însă vreau să vă rog să rețineți orașe conduse de primar PSD, Hunedoara 20 de miliarde, Lupeni 28 de miliarde, Orăștie 25 de miliarde, Vulcan 12 miliarde. Petroșaniu 35 de miliarde, domnul primar m-a și sunat și m-a felicitat și mi-a mulțumit, deși eu vă zic sincer, n-am niciun fel de amestec, pentru că până la urmă a fost o alocare a guvernului. Dar m-a felicitat și mi-a mulțumit pentru faptul că s-a făcut o alocare corectă și pentru faptul că se acționează cu corectitudine. O să vă trimit și pe fiecare comună în parte banii care au fost alocați, însă sunt sume de ordinul sutelor de milioane de lei și eu cred că este foarte bine faptul că s-au alocat bani pentru toate localitățile care sunt în nevoie, indiferent de culoarea politică a primarului. Eu cred că e cel mai important, cred că e momentul să trecem la o etapă în care să nu ne mai canibalizăm între noi. Eu sunt curios. La următoarea alocare, vedeți, eu v-am prezentat această alocare. Probabil guvernul Orban va veni și va conduce țara, cum e normal. Eu sunt foarte curios să vin la o conferință de presă în momentul în care va face guvernul Orban prima alocare și să pot să spun că și primar PSD și primar ALDE, că avem la Giurgiu, și primar PNL primesc echilibrat și nu se face niciun fel de diferență și oamenii sunt aceiași. Asta mi-aș dori eu să se întâmple. Eu sunt convins că se poate întâmpla. Sunt convins că se poate întâmpla ca acest guvern, care, e clar, va fi în jurul PNL-ului, să acorde un aviz favorabil și unei legi, a unei inițiative, a unui senator PSD din Valea Jiului, care este făcută pentru oameni, pentru că în felul acesta arătăm că există echilibru și arătăm că există susținere nu pentru o inițiativă a unui om care este senator în momentul de față, și susținere pentru proiectele care vin în favoarea oamenilor și pentru oameni. Pentru că, până la urmă, știți foarte bine, și durata de viață, din păcate, la noi în Valea e destul de scăzută, că toți avem prieteni care se duc la niște vârste de zvine să nebunești, ceea ce nu prea se întâmplă în alte zone. Eu vă mulțumesc și dacă sunt întrebări, cu mare plăcere.